Trump spune că se gândește mai mult la Dumnezeu după recentele tentative de asasinat. Fostul președinte Donald Trump a sugerat în timpul unei apariții de miercuri la emisiunea de noapte de la Fox News că Dumnezeu i-a permis să scape de cele două recente tentative de asasinat împotriva lui. Ei bine, domnule P., cum este jocul dumneavoastră de golf? întreabă Goodfeld. Ei bine, nu m-am gândit prea mult la asta în ultima vreme, a spus Trump. Întotdeauna a spus că golful este un joc foarte periculos. Discuția a căpătat un ton mai serios, deoarece Trump a reflectat că a fi președinte este periculos, mai ales dacă președinția cuiva este văzută ca fiind consecvențială. Singurul lucru bun este că întotdeauna un președinte cu consecințe, care este împușcat și, din fericire, până acum a fost foarte norocos, a spus Trump, adăugând, sau există ceva mai mare decât noi toți. Ceva este acolo sus, Cineva este acolo sus, poate vechează asupra noastră, a spus Trump. Gutfeld l-a întrebat apoi pe Trump dacă perioadele sale repetate cu moartea l-au determinat să reflecteze mai mult la Dumnezeu, mortalitate și viața de apoi. l a adus pe Dumnezeu și aproape că ai fost ucis de două ori, a spus Gutfeld. Te gândești mai mult la propria ta mortalitate și la ce se întâmplă după ce mergi mai departe? Trump a recunoscut că s-a gândit mai mult la Dumnezeu, mai ales având în vedere circumstanțele neobișnuite care i-au permis să evite glonțul unui asasin pe 13 iulie în Butler, Pennsylvania. Nu despre mortalitate, dar mă gândesc mai mult la Dumnezeu. Butler a fost într-adevăr cel mai mare dintre toate miracolele. Trump a reflectat la cât de greu a scăpat de a fi împușcat în cap în acea zi, amintindu-și că dacă nu și-ar fi întors puțin fața pentru a consulta o diagramă mare despre imigrație ilegală, pe care nu o are de obicei la meetingurile sale, ar fi fost mort. Nu aș fi aici acum, iar ratingurile tale ar fi puțin mai scăzute, poate, i-a glumit el, Galfield. Trump a evitat un alt atentat la viața sa duminica trecută, după ce un agent al serviciului secret a văzut o țiavă de armă ieșind din tufișuri la doar câțiva metri de locul unde Trump juca golf. După ce un agent a tras în el, presupusul asasin a fugit cu un Nissan negru, dar a fost reținut ulterior de poliție și rămâne în închisoare. În timpul primei sale înfățișări, el a fost acuzat de deținere de armă de foc, în timp ce era infractor condamnat și deținerea unei arme de foc cu un număr de serie șters. În timpul unui interviu luna trecută cu podcasterul ruso-american Lex Friedman, Trump a remarcat locul religiei în găsirea păcii cu inevitabilitatea morții și și-a exprimat dorința ca Statele Unite să devină mai religioase așa cum a fost cândva. Relatează ChristianPost.com